După victoria de la Buzău din data de 28 noiembrie, cu scorul de 26-24, AHC Dunărea Călăraș a jucat acasă ultimul meci al turului din campionat, joi 5 decembrie cu CSM Reșița. Partida a fost echilibrată până în minutul 40, dar experiența călărășenilor și-a spus cuvântul și s-au detașat câștigând meciul cu scorul de 31-26. Antrenorul Gabriel Armanu a debutat cu două victorii pe banca echipei AHC Dunărea Călăraș și termină prima parte a sezonului 2019-2020 pe loc de play-off. Urmează un meci foarte dificil în optimile Cupei României cu Dinamo București. Meci ce se va juca duminică 8 decembrie, începând cu ora 11 în sala Dinamo.